Este o superbă zi de august, sâmbătă, 10 august. Olimpul, perla litoralului, e destul de populat. PAM este plin, Oltenia e abandonat, Banatul este plin și acum mă îndrept către adevărata atracție, complexul Belvedere, amfiteatru, panoramic, uitându-mă la această viluță ce pare să aibă la rândul ei o panoramă sublimă. Avem și teatru de vară la Jupiter. A fost, se pare, chiar vineri. Dezbracă-te, vreau să-ți vorbesc. E o comedie destul de vulgară. Nu m-ar amuza. Îmi trebuie ceva mai cinic. Și avem aleiuța. Au pus acest gard. Ce... Nu mi-l amintesc când am fost în iunie, dar poate nu am dat atenție acum locuind aici. După 4 ani am stat la Belvedere, dar și atunci eram pe fugă, nu mă tot fâțâiam cu mașina aici colo. Acum am de joi, de când am venit, am fost maxim la restaurantul Ambasador. Atât, nu m-am fâțâit. M-am bucurat de un concediu clasic. Sunt cam multe gunoaie, n-au coșuri de gunoi, toată lumea se plânge. Am vorbit zilele trecute cu doamna de la magazinul de lângă Panoramic cu haine și îmi spunea cu lux de amănunte câte gunoaie s-au strâns, cum au contribuit și patronii de la Mimoza. Scara asta este absolut superbă. Ca înainte, vegetația asta e un vis. Da, gunoaiele mă deranjează și pe mine. Este populată zona în pofida abandonismentului ei. Rugina creează artă. Gunoiul, în schimb, nu creează artă, ci doar o stare de indispoziție. Pentru mine, cel puțin. Cred că pentru oricine e gunoi. Dar na. E o societate consumeristă, consumistă, capitalistă. E firesc să se producă gunoi. Iată-le. Restaurantul unde acum 4 ani la micul dejun undeva prin septembrie am și un video. Saltelele, apropo, la Banat au saltele schimbate. Să aud copii. Mai devreme auzeam la radio cum este totul plin pe litoral, undeva în jur de 100.000 de turiști. Cam ce a fost la Untold, aș zice. Apa azi e cam rece. Numai temerarii se avândă. Uitați, stau acolo pe mal. Am stat și eu la plajă, lângă un grup mare ce se uita cu interes la diversele personaje ce intrau în apă, gratificându-i, bineînțeles, de la distanță, pentru curajul lor. Și aici, din nou, toată mormanul de scăunele pe care mi-l doresc, vând apoi. Fac comerț. Bine, mie mi-ar plăcea să restabilesc acest complex ca înainte și spun asta obsesiv. Dar chiar mi s-ar părea extraordinar să existe o restaurare. Și în iunie spuneam același lucru. Dar găsesc mai benefică din punct de vedere vizual și cognitiv o restaurare față de o renovare ce... presupune schimbarea materialelor, elemente disparate de design de cele mai multe ori, ce aglomerează experiența omului. Iată piscina Belvedere, ce frumușică e. Vedem de 4 minute, nu intenționez să vorbesc mai mult de 10 minute. Voi lua cina, nu cina, doamne, prânzul, deja mă gândesc la cină, m-am plictisit de soarele ăsta. Belvedere, da,
aici la Mimoza, unde au prânz ofertă două feluri, trei feluri de mâncare, 26 de lei. Iată, există și un cabinet medical, ți se face rău, suni. Wow, au scos aici și tablouașele din toate camerele. Da, țin minte că atunci când am stat acum 4 ani, am scos tabloașul de deasupra patului pentru că mi-era frică că va pica la mine în cap. Asta aici este viu. Lumea așteaptă meniul, cum îl voi aștepta și eu în 5 minute. Nu mi-e încă foarte foame, dar mămicii mele pare ieși. Atât Mimoza, Gloria apusă. Da, mă bucur că încă există, încă e ceva viu. La fel cum este și magazinașul acesta, Market Royal, cu flamingo aici, la intrare, parcă ca un tribut oferit restaurantului Flamingo ce a fost aici. Vai, cât îmi plac băncuțele alea așa de beton și toate structurile astea. Nu știu dacă aș face un pact cu diavolul în schimbul restaurării acestui complex. Nu, până la urmă, viața-i trecătoare, nici chiar așa. Până și diavolul e trecător, așa că poate chiar și pactul, nu se știe. Depinde de fiecare cât de bine structurate are noțiunile de bine și de rău. Iată, aici niște lucruri mai vechi, la amfiteatru, unde nu se poate zări mare lucru. Din păcate, aici chiar nu am putut să intru anul trecut. Poate o să încerc într-o seară, dar sigur sunt oameni. Iată, aici doamna de la magazin mi-a spus de tonele de gunoi scoase din acest spațiu. Acea masă a tăcerii reinterpretată, să zicem. Atât pe amfiteatru, în superbitatea lui decăzută. Niște forme ce chiar și atunci când se degradează sunt frumoase. Asta era politica lui Speer. Arhitectul de căpătâi al conducătorilor național-socialismului din Germania. Mă feresc să pronunț exact, deoarece pronunțarea stârnește anumite sensibilități. Iată, magazinul acesta este viu. Hotelul nu și nici cei pe lângă. Aici un mare party, dar party-ul face gunoi. Acesta s-ar fi finalizat vânzarea, nu s-ar fi finalizat, pare destul de încălcit. După mine mai poate să rămână așa. Eventual să se iște un nou concept de ocupare, un nou stil de squatting pe litoral. Vai, ce trandafir frumos și ce rad frumos. Un spațiu ofertant din punct de vedere vizual, pentru că nu e garnisit cu reclame multe ca în orice altă parte populată a litoralului, și reclamele mă aglomerează, dar reclama aceea la Rotman de sus, nu știu dacă se vede, e fix acolo, îmi oferă așa o senzație de nostalgie, mai ales că e puțin recolorată de soare. Structura aceasta minunată și panoramicul într-o renovare ciudată. Perla! Iată!
Nu Perla Harghitei. Deși perla litoralului a fost la un moment dat achiziționată de deținătorii Perlei Harghitei. Cred. Mimoza, locul viu, marketer. Olimp în august 2019, vârf de sezon, ora 12:15.